Luați acest supliment zilnic pentru a elimina durerea și umflarea genunchilor. Priviți atent și spuneți-mi, ați încercat vreodată acest remediu? Știi despre ce vitamină este vorba? Salutare! Entuziaști ai sănătății! Bine ați revenit pe canalul nostru! Astăzi vom aborda un subiect incredibil de important pentru oricine se confruntă cu dureri de genunchi sau dorește să-și mențină genunchii sănătoși și puternici. Vitaminele. Mai exact, vom discuta despre cele mai importante vitamine pentru genunchii afectați și cum pot face o diferență semnificativă pentru sănătatea articulațiilor tale. Dar înainte de a începe, dacă ești pasionat de îmbunătățirea sănătății și a stării de bine, asigură-te că apeși butonul de abonare. Indiferent dacă ești un sportiv, cineva care se confruntă cu artroza genunchiului sau doar vrei să-ți menții genunchii sănătoși pe măsură ce îmbătrânești, acest videoclip este pentru tine! Așadar, să începem! Înainte să discutăm despre vitamine, să înțelegem ce se întâmplă în interiorul genunchilor tăi. Genunchiul este o articulație complexă, alcătuită din oase, cartilaj, ligamente și membrana sinovială. Cartilajul din genunchi este un țesut conjunctiv robust și foarte elastic, care permite mișcarea normală a unui os peste altul. Acesta acționează ca un amortizor. Absorbând șocurile și permițând mișcări fluide și fără durere. Cu toate acestea, în timp, acest țesut important poate începe să se uzeze, să se deterioreze sau chiar să crape. Acest lucru duce la inflamație, provocând durere, umflături și rigiditate. Această afecțiune este adesea denumită artroză a genunchiului. Este o problemă comună cu care se confruntă multe persoane, dar vestea bună este că există modalități de a sprijini sănătatea genunchiului tău în mod natural. Vitaminele joacă un rol crucial în menținerea sănătății genunchilor, în special a cartilajului tău. Cartilajul este un țesut care nu se regenerează ușor, așa că, odată deteriorat, poate fi dificil de reparat. De aceea, prevenirea și întreținerea adecvată sunt esențiale să discutăm despre cele mai importante vitamine pentru genunchii tăi și cum te pot ajuta. Primul pe listă este vitamina C. Majoritatea dintre noi cunoaștem vitamina C ca fiind un stimulant imunitar, nu-i așa? Dar știai că este de asemenea esențială pentru sănătatea genunchiului tău? Vitamina C este esențială pentru producția de colagen, care este componenta principală a tuturor țesuturilor conjunctive, inclusiv a cartilajului. Colagenul ajută la vindecarea rănilor și la repararea și întreținerea oaselor, dinților și cartilajului. Dacă te confrunți cu cartilaj problematic la genunchi, există o mare probabilitate să îți lipsească vitamina C. Vitamina C este de asemenea un antioxidant care neutralizează radicalii liberi, reducând riscul de inflamație și deteriorare ulterioară. Unele surse excelente de vitamina C includ kiwi, ardei, portocale, căpșuni, papaya ananas, grapefruit, broccoli, mango, roșii și spanac. Țintește să obții cel puțin 500 de miligrame de vitamina C pe zi, fie prin dietă, fie prin suplimente. Următoarea este vitamina D. Această vitamină este unică, deoarece organismul nostru o poate produce atunci când este expus la lumina solară. Vitamina D este crucială pentru dezvoltarea și întreținerea oaselor sănătoase ajută la absorpția corectă a calciului, care este necesar pentru oase și dinți puternici. Vitamina D joacă de asemenea un rol în prevenirea și tratarea deteriorării cartilajului. Studiile au arătat că nivelurile adecvate de vitamina D pot ajuta la încetinirea progresiei osteoartritei. Doza zilnică recomandată de vitamina D este de aproximativ 1000 de unități internaționale, dar uneori ar putea fi nevoie de mai mult, mai ales dacă ai o deficiență. Să nu uităm de vitamina K. Această vitamină solubilă în grăsimi este esențială pentru coagularea sănătoasă a sângelui, sănătatea oaselor și a inimii. Există două forme principale de vitamina K. Vitamina K1, găsită în legumele cu frunze verzi și unele uleiuri vegetale, și vitamina K2, găsită în produsele lactate, alimentele fermentate și produsele de origine animală. Vitamina K2 este deosebit de importantă pentru sănătatea oaselor, deoarece activează o proteină care ajută la fixarea calciului în oase. Un consum mai mare de K2 a fost asociat cu îmbunătățirea densității osoase și reducerea riscului de fracturi osoase. Asigură-te că iei vitamina K împreună cu grăsimi sănătoase, cum ar fi uleiul de măsline sau de cocos, pentru a îmbunătăți absorpția. Bine, acum că am discutat despre principalele vitamine, să vorbim despre cum le poți incorpora în rutina ta zilnică pentru a susține sănătatea genunchilor tăi. Dieta echilibrată. În primul rând, urmărește o dietă echilibrată. Bogată în fructe, legume, proteine slabe și grăsimi sănătoase. Acest lucru îți va asigura un aport variat de nutrienți, inclusiv vitaminele despre care am discutat. Dacă îți este dificil să obții suficiente vitamine doar din alimentație, ia în considerare administrarea de suplimente. Un multivitamin bun poate ajuta la completarea golurilor. Caută suplimente care includ glucozamină, condroitină, vitamina C, vitamina D și vitamina K. Supă de oase Include supa de oase în alimentația ta. Supa de oase este bogată în glucozamină și alți nutrienți care susțin sănătatea articulațiilor. O poți prepara acasă sau o poți cumpăra din magazin. Expunerea la soare. Petrece ceva timp la soare în fiecare zi pentru a-ți crește nivelul de vitamina D. Țintește cel puțin 15-20 de minute de expunere la soare pe piele. Dacă locuiești într-un loc cu lumină solară limitată, mai ales în lunile de iarnă, ia în considerare un supliment de vitamina D pentru a te asigura că primești suficient. Verdețuri și alimente fermentate. Include multe verdețuri și alimente fermentate în alimentația ta pentru a crește nivelul de vitamina K. Gândește-te să adaugi spanac, kale și brocoli la mese și încearcă să încorporeze alimente fermentate precum iaurt, chefir și varză murată. Exerciții fizice regulate Participă la exerciții fizice regulate pentru a menține articulațiile sănătoase și puternice. Activități cu impact redus, cum ar fi în notul, ciclismul și mersul pe jos, sunt excelente pentru menținerea sănătății genunchilor, fără a pune prea multă presiune pe articulații. Antrenamentul de forță poate ajuta de asemenea prin construirea mușchilor din jurul genunchilor, oferind un suport și o stabilitate mai bune. Menținerea unei greutăți sănătoase Menținerea greutății sub control este crucială pentru sănătatea genunchilor. Greutatea în exces pune un stres suplimentar asupra genunchilor, accelerând uzura cartilajului. Urmărește o dietă echilibrată și exerciții fizice regulate pentru a menține o greutate sănătoasă. Hidratarea. Bea multă apă pe parcursul zilei. Menținerea hidratării ajută la lubrifierea articulațiilor și susține sănătatea generală a acestora. Așadar, acestea sunt sfaturile. Prin înțelegerea importanței vitaminelor precum vitamina C, vitamina D și vitamina K și prin incorporarea acestora în rutina ta zilnică, poți îmbunătăți semnificativ sănătatea genunchilor tăi. Amintește-ți, prevenția este cheia, iar luând aceste măsuri, poți menține genunchii puternici și sănătoși ani de zile. Dacă ai găsit acest videoclip util, te rog să dai un like și să te abonezi la canal pentru mai multe sfaturi de sănătate și bunăstare. Nu uita să apeși pe clopoțel pentru a fi notificat de fiecare dată când postăm un nou videoclip. Îți mulțumim foarte mult pentru vizionare și ai grijă de genunchii tăi!